Apocalipsa 22, versetul 11 la 17. Apocalipsa 22, versetul 11, 7 versete. Ultima carte a Bibliei, ultimul capitol, pagina 1223 în Sfânta Scriptură. Cineva spunea că atunci când deschizi Biblia, este ca și când deschizi buzele lui Dumnezeu. Și El ne vorbește prin cuvântul Lui, scrisoarea Lui de dragoste. Biblioteca lui Dumnezeu cu 66 de cărți. Amin? Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine e sfânt, să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvari, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciunea și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserică. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino! Și cine aude să zică, vino! Și celui ce este sete, să vină! Cine vrea să ia apa vieții, fără plată, amin! Vă rog frumos să luați locurile! În Sfânta Scriptură există de 8 ori mai multe promisiuni că Domnul va veni a doua oară decât că a venit prima dată la Betleem. Repet, în Sfânta Scriptură există de 8 ori mai multe versete biblice că Domnul va veni a doua oară decât că a venit prima dată la Betleem. Asta înseamnă că trebuie să fim de 8 ori mai siguri că Domnul Iisus Hristos va veni a doua oară. Amin? În cele 260 de capitole cât are Noul Testament, avem 318 referiri la cea de-a doua venire a Domnului. Unul din 25 de versete din Noul Testament vorbesc despre a doua venire a Domnului. Avem mai multe promisiuni în Vechiul Testament că Domnul va veni a doua oară decât că a venit prima dată la Betleem. Salutul bisericii primare n-a fost pacea Domnului. Salutul bisericii primare a fost Maranata. Vine Doamne, vine Doamne mai curând. Apostolul Pavel se uita la a doua venire a Domnului ca și la fericita noastră nădejde. Fericita noastră de nădejde și arătarea Marelui nostru Mântuitor, cine? Iisus Hristos. Și te uiți în Sfânta Scriptură și vei vedea că din nou și din nou apostolii accentuează această dorință după moștenirea aceea nestricăcioasă și neîntinată. Dacă te uiți la Apostolul Pavel, în 1 Tesaloniceni 4:15, Apostolul Pavel credea că Domnul va veni chiar pe vremea lui. Zice Biblia așa, iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne noi, adică inclusiv El, nu? Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului. Dacă Pavel credea că Domnul poate să vină pe vremea lui, ce ziceți? Putem fi generația răpirii? N-au nimic. Mai ne dorim să vină Domnul. Să știți că învățătura este una dintre cele mai neglijate învățături la învoanele noastre. Nu știu când ați auzit o predică despre a doua venire a Domnului, strict despre venirea Domnului. Vorbim foarte mult despre sfințenie, despre pocăință, multă morală creștină la anvon. Ce să facem, cum să facem, cum să ne îmbrăcăm, cum să... Bun, ok. Dar v-am dat toate statisticile astea să vedeți că Biserica Primară, Biserica Domnului, învățătura Scripturii, este o învățătură care vorbește foarte mult despre acest eveniment cataclismic, și anume, a doua venire a Domnului. Adevărul este că această învățătură a fost mai puternic accentuată în vremurile de persecuție, de martiraj, de COVID. Doamne, cât ori vorbi oamenii că vine Domnul și Anticristul, așa-i? Când parcă Biserica Domnului era apăsată, oamenii își doreau să vină Domnul. Atunci s-au compus cântări, strigă astăzi Duhul Sfânt după mireasă, nu? Că e aproape ziua când s-o duc acasă. Ești tu gata de răpire, ca porumbei spre porumbar, zburavăm împreună.
Și așa mai departe, milioane de oameni așteaptă să vină Iisus și avem cântări care au fost compuse, în mod special în vremurile comuniste, cântări care au vorbit foarte mult despre a doua venire a Domnului. Astăzi parcă din ce în ce mai puțin vorbim despre a doua venire a Domnului și vă spun motivul pentru care nu prea vorbim așa de mult despre a doua venire a Domnului. E pentru că e prea bine. Că ne-a învățat televizorul că aici e casa ta. E bine. Și bunăstarea nu prea a produs caracter. A fost o mare conferință în Londra unde mai mulți păstori din Europa s-au adunat și a zis, nu înțeleg un lucru, cum aici unde au fost mari treziri spirituale, Spurgeon, Whitfield, John Wesley, Moody a venit 2 ani din America în Anglia, treziri spirituale, biserici și arhipline. Acum sunt vândute la musulmani, moschee, vândute să fie frizerii, baruri, discoteci, bisericii lui John Wesley. Cum se poate, domne, așa ceva? Și unul dintre păstorii din Londra s-a ridicat, a scos portofelul și a zis așa, când portofelul era gol, bisericile erau pline. Când portofelul e plin și e bunăstare, bisericile sunt goale. Măcar că Biblia spune că bunătatea lui ne îndeamnă la pocăință, nu cancerul, nu accidentele, nu mânia lui Dumnezeu, ci bunătatea lui. Parcă oamenii se leagă atât de mult de lucrurile astea materiale, ca nunta fiului de împărat, când împărat a vrut să dea nuntă fiului său. Și Biblia a chemat pe invitați. Unul a zis, am cumpărat o pereche de boi, mă duc să-i încerc. Am cumpărat un teren, mă duc să-l văd, ca și cum nu l-ai văzut înainte să-l cumperi. M-am însurat, so what, what's the point? Și ce era că te-ai însurat? Întotdeauna au găsit motivele astea omenești, pământești, ca să nu vină la nuntă. Seara asta suntem aici să proclamăm că Domnul Iisus Hristos vine, frați și surori. Și că mireasa trebuie să aibă acest strigăt, vină, Doamne, mai curând. Și că nivelul nostru spiritual este dat de cât de mult îți dorești să vină Domnul. Dacă ești o mireasă sănătoasă, dacă ești o mireasă care îți iubești mirele, dacă ești o mireasă care ai emoții pentru mirele tău, trebuie să-ți dorești să vină Domnul. O mireasă care nu dorește să vină mirele să o ceară de acasă odată, nu merită să fie mireasă. Dacă nu are sentimente pentru mire și nu-și dorește să-l vadă, ochii mei și ea nu ai altuia, spunea Iov, îl vor vedea și sufletul meu tânjește după asta. Asta-i strigătul miresei, nu? Zice, nebuneam când îmi vorbea. Când a venit mirele, cântarea cântărilor și-a dat la ușă și mireasa lene și-a zis, eu nu mă mai scol din pat, sunt pijama, eu nu mai mă scol din pat. Soro mireasă deschide și mireasa nu s-a dat jos din pat. Și zice Biblia că mirele a plecat. Și la un moment dat spune Biblia, când mirele a plecat, mireasa a zis, hai să mă duc să-i deschid. Și a văzut că nu-i mirele. Ce a făcut? Zice, nebuneam, zice, când vorbea. Unde-i mirele? S-a îmbrăcat și s-a dus și l-a căutat prin cetate. Spuneți-mi, unde l-ați văzut? Și a primit bătaie. Dar cum e mirele tău? Păi mirele meu are ochii așa, are părul așa, are gâtul așa. Și nu s-a lăsat, spune Biblia, până când nu l-a găsit și l-a dus înapoi în casa mamei ei. Frați și surori, așa trebuie să fim noi. Dacă cumva am pierdut această dorință de a-L vedea pe Domnul, să fie seara în care să spui, Doamne, vreau să fiu o mireasă sănătoasă, spiritual. Și Duhul și mireasa zic, vino Doamne, vino Doamne mai curând. Amin? Dar am o întrebare pentru voi. Știe Domnul Iisus Hristos când va veni, da sau nu? Au fost oameni în istoria bisericii care au dat date fixe când vine Domnul. Toți au falimentat lamentabil. William Miles, fondatorul mișcării adventiste, a spus că Iisus Hristos vine în 1843, apoi 1844. A falimentat. Joseph Smith, fondatorul mișcării mormone, 1891, n-a venit. Russell, martorul Jehova, reprezentantul lor, Domnul vine în octombrie 1914, n-a venit. Hal Lindsey, cu planul de pe urmă a planetei pe pământ, Domnul vine în 1988, n-a venit Iisus Hristos. Alții în 2000, alții tot fac tot felul de preziceri și socoteli pe săptămânile de an din Daniel. Toți au falimentat. Și Iisus a spus așa despre ceasul acela și despre clipa aceea, nu știe nimeni. Nici îngerii, nici fiul, ci numai Tatăl. Dar acum vă întreb, ce zice, știe Iisus Hristos când va veni, da sau nu? Da, Domnul Iisus știe. Deci Domnul Iisus știe când va veni. Întrebarea este următoarea. Este Iisus Hristos Dumnezeu pe deplin, da sau nu? Amin?
Iisus Hristos pe pământ a fost pe deplin om și pe deplin Dumnezeu. A avut atribute umane, i-a fost foame, i-a fost sete, a dormit la cârmă, da? Asta e umanitatea lui, 100%. A fost Iisus Hristos pe pământ Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, da sau nu? Cine poate ierta păcate decât numai Dumnezeu, da? Cine mă poate dovedi că am păcat? Nimeni. Cine este singur fără păcat? Nimeni. S-a dovedit dumnezeirea, da sau nu? Este Iisus Hristos Dumnezeu, da sau nu? Dacă este Dumnezeu, trebuie să fie atot cunoscător, da sau nu? Da. Și atunci, de ce Iisus Hristos spune atunci pe pământ? Despre ceasul acela nu știe nimeni. Dacă ești Dumnezeu, cum adică nici Fiul nu știe? Și vă rog să fiți atenți. Iisus Hristos a fost pe deplin om și Dumnezeu în același timp. Dar Iisus Hristos, în natura lui umană, a ales în unele cazuri să nu-și exercite anumite atribute ale dumnezeirii pe care le avea. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos a ales în momentul acela în care a vorbit să nu cunoască ziua și clipa când va veni, ci să lase astea pe seama Tatălui. Dar vreau să vă întreb, acum că este în trup glorificat în cerul, știe Fiul, da sau nu? Da sau nu? De exemplu, Iisus zice, de când îi vine așa? Avea criză de epilepsie. De când îi vine așa? Dar de ce îl întreb? Nu știi? Ba da, știu dacă vreau, dar uite, nu aleg să-mi exercit acest atribut al atotcunoașterii. Și tata zice, din copilărie. Să vă mai dau un exemplu. Este Iisus Hristos atotputernic, da sau nu? Și-a dovedit atotputernicia pe pământ, da sau nu? Și totuși a venit satana și a zis, prefă pietrele astea în pâine. Putea Iisus să le prefacă? Da sau nu? Putea. Dar Iisus ce-a făcut? A ales să nu-și exercite atributul acela dumnezeirii care era în el, în momentul acela. De aceea spunem, da, Iisus Hristos știe când va veni, dar pe pământ, în momentul vorbirii, a ales să nu-și exercite ca să fie asemenea nouă în toate lucrurile, lăudat să fie Domnul. De aceea Iisus Hristos este pe deplin om și este pe deplin Dumnezeu. Ce ziceți? Vor fi mulți care vor merge în ceruri. Mărturia Scripturii spune așa, judecata lui Dumnezeu stă să înceapă unde? De la casa Domnului. Și dacă cu cel verde se va face așa, ce se va face cu cel uscat? La venirea Fiului Omului, spune Biblia, va fi ca pe vremea lui Noe. Câți oameni au fost salvați pe vremea lui Noe? Dintr-o generație întreagă, câți? 8 suflete. 8 suflete. Și zice Biblia, la venirea Fiului Omului va fi ca pe vremea lui Noe. Adică vor fi mulți sau puțini? Vor fi puțini. Și Petru vine și spune, siliți-vă să fiți găsiți în pace și fără vină. Uitați-vă la poporul Israel. 2,5 milioane de oameni au ieșit din Egipt. Câți din cei care au ieșit din Egipt au intrat în Canaan? Din 2,5? Câți? 2 persoane. Frați și surori, ne rugăm ca Dumnezeu să ne pregătească pe fiecare. Noi, copiii noștri, să nu rămână nicio unghie, cum a spus Moise, ci cu toții să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Este foarte interesant că ultimul capitol din Apocalipsa, capitolul 22 și ultima carte a Bibliei, nu se termină cu vreo vindecare spectaculoasă a lui Iisus. Nu se termină Scriptura cu ceva înviere din morți să ne dea pe spate. Ultimul capitol este practic un ultimatum pe care Iisus Hristos îl dă bisericii și celor nemântuiți în același timp. Și bisericii spune așa, cine-i sfânt să se sfințească. 1 Ioan capitolul 3, versetul 3 spune Biblia așa, oricine are nădejdea aceasta, versetul 2 pune mai întâi, ca să vedem care e nădejdea. Care e nădejdea? Că-l vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea asta, că-l va vedea pe Dumnezeu așa cum este, versetul următor, ce face? Se curăță, după cum el însuși este curat. Și Domnul Dumnezeu vine și spune, uite, ultimul mesaj care îl dau întregii umanități este următorul. E sfânt, continuă să te sfințești. Procesul ăsta sfințirii să fie tot mai intens și mai intens până când? Până când vine Domnul. Dar Domnul se uită la cei nemântuiți, la cei păcătoși și zice, cine nedrept? 22:11 Apocalipsa. Să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat? Să se întineze și mai departe. Cum interpretăm asta? O zice cineva către mine, frate Gabi, niciodată să nu predici din versetul ăsta. Cum să predici la învon că cine e nedrept să fie nedrept? Păi de ce mai facem evanghelizare atunci?
Cum să spui, nu știu ce-a vrut acolo Iisus să spună, că cine-i întinat sau spurcat, lasă să se spurce, frate, mai departe. Cum să spui așa ceva? Să nu predici, noi aducem Evanghelia, vestea bună. Cum interpretăm versetul ăsta? Că astea sunt cuvintele Duhului Sfânt. Și vă rog să fiți foarte atenți. Apocalipsa este ultima carte a Bibliei. Și capitolul 22 este ultimul capitol al Bibliei. Un ultimatum din partea lui Hristos pentru toată lumea, indiferent pocăiți, nepocăiți. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt vrea să spună așa. Dacă ai ajuns să citești Scriptura și ai început de la Geneza și l-ai văzut pe Dumnezeu Creatorul, Răscumpărătorul, Dumnezeu care conduce istoria, Universul, care iubește oamenii, și ai ajuns să citești Noul Testament și ai citit despre viața fără păcat a lui Iisus, și ai văzut rănile lui Hristos și ai citit despre sângele lui Hristos, despre bunătatea lui Dumnezeu și nu te-a mișcat nimic, nu te-a mișcat nici dragostea lui Dumnezeu, nici crucea lui Hristos, nici rănile, nici sângele lui Hristos, nu te-a mișcat nici minunile din faptele apostolilor și ai ajuns până la Apocalipsa, Dumnezeu vine și spune, nu mai am ce să-ți fac. Chiar nu mai am ce să-ți facă. Tot vocabularul lui Dumnezeu se epuizează într-un singur cuvânt, Iisus Hristos. Și dacă ai ajuns să citești 1223 de pagini și inima ta a rămas ca piatra și nu s-a putut pocăi, Biblia vine și spune, n-am ce să-ți mai fac. Fii nedrept și mai departe, rămâi întinat și mai departe, pentru că nu poți să oferi nimic mai mult lumii decât cuvântul întrupat pe Hristos și cuvântul scris care este Biblia. Și în această seară, dacă ești aici și poate ești împietrit, parcă Dumnezeu continuă imediat după asta și vine și spune așa, totuși, versetul 17, după ce zice, bă, dacă ești împietrit, nu mai am ce să-ți fac. Dar totuși, versetul 17, Biblia spune așa, dacă totuși îi este cuiva sete, dacă cineva totuși încă mai are un fitil care mai fumegă cât de puțin, ascultă, vino la mine, eu sunt apa vieții, să ia apa vieții fără bani și fără plată. Totuși dacă există acel sentiment de te vreau, Doamne, dar parcă n-am putere, Biblia vine și spune, veniți la mine. Vino la mine și îți voi sătura sufletul tău însetat, slăvit să fie numele Domnului. Amin, frați și surori? Vreți, în vechiul legământ, legea spunea, du-te să împlinești poruncile. În noul legământ nu spune du-te, în noul legământ zice, vino, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, ți-sete, vrei să fii mântuit? Oricât de păcătoși ești, vino la Iisus Hristos. Că timpul e așa de scurt, că zice Biblia, iată eu vin curând. Și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Și dacă acum ați 2000 de ani, Iisus a zis, iată, eu vin curând. Adică timpul avertizărilor este așa de scurtat, încât nu mai poți să decizi. Trebuie să faci rapid, că dacă nu, cine e nedrept? Să rămână nedrept, de ce? Nu mai are timpul ăla. E prea scurtă vremea. Dar seara asta, faptul că suntem în viață, frați și surori, și că Duhul Sfânt e cu noi pe pământ, este că Domnul n-a terminat cu noi. Și că Duhul Sfânt zice, dacă este cuiva sete, să vină și să ia apa vieții, adică mântuirea, fără bani și fără plată, lăudat să fie Dumnezeu. Observați, Iisus Hristos nu spune, dacă ești calificat să vii să bei. Iisus Hristos nu spune, dacă înțelegi, dacă simți. Biblia spune, vino așa disperat, vino așa păcătos, vino la mine și scură-ți toate păcatele tale. Pentru că adevărul este acesta, frați și surori. Noi nu putem să zicem, vino Doamne mai curând, dacă n-am spus mai întâi, vino Doamne Iisuse în inima mea. Duhul și mireasa zic, dar cei nemântuiți, cei care nu l-au pe Iisus, ei nu pot să strige, vino Doamne mai curând. Mai întâi trebuie să spui, Doamne, sunt disperat, sunt însetat, păcatul m-a legat, vin Doamne la Tine așa cum sunt, potolește setea sufletului meu, iartă-mă de orice păcat. Scoate pe satana din inima mea, Doamne, și vină Tu cu pacea Ta și cu harul Tău, slăvit să fie Domnul. Amin? Amin? Să știți că am o problemă cu unii predicatori. Am o problemă cu unii predicatori care atunci când predică, vin cu condiții, dacă vrei să fii mântuit, 5 condiții să fii mântuit. Dacă vrei să vii la Iisus Hristos, mai întâi te lași de țigări, te lași de pornografie, te lași, apoi vii la Iisus. Fals! Asta înseamnă legalism feroce. Tu nu vii la Iisus Hristos după ce te-ai lăsat de țigări. Tu nu vii la Iisus după ce te-ai lăsat de păcatele tale. Tu vii la Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați,
Că de-aia Iisus Hristos Mântuitorul, că tu nu te-ai putut mântui și nu te-ai putut lăsa prin propriile tale puteri. Și vii la Iisus Hristos rupt, păcătos, trudit, însetat. Și Hristos face minunea și Hristos rupe lanțurile acelea. El e eliberatorul. Lăudat să fie Domnul. Asta înseamnă să fii sub har. Există o tacmă de legaliști în România care pun atâtea condiții că după predicile lor nimeni n-ar putea să fie mântuit. Păi, frate, om care ești nemântuit aici, ascultă-mă, tu nu vii la Hristos după ce te-ai lăsat de păcate, că atunci degeaba a murit Hristos. Înseamnă că ți-ai putut tu rezolva problemele. Tu trebuie să vii așa cum sunt, Doamne. La tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spal în sângele divin, om mielule. Eu vin. Să vii cu lanțurile, să vii cu viciile tale, să vii așa rupt, să spui, Doamne, sunt setat, sunt disperat, păcatul m-a legat, vreau să scap, dar nu pot. Iisuse, fă o minune, Doamne! Tu ai murit pe cruce pentru mine! Doamne, fie sângele Tău să mă curețe și să mă elibereze de orice păcat. Amin? Asta înseamnă Evanghelie, restul e legalism! Uitați unde trebuie să venim, că Iisus spune, veniți, Duhul și Mireasa zic, vino! Celui ce este sete să vină. Dar unde să vină cel însetat? Zaharia, capitolul 13, cu versetul 1. Zaharia 13, cu 1, Biblia spune așa. În ziua aceea, prorocește Zaharia, se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Unde e izvorul ăla care stâmpără setea sufletului însetat? Unde este? Izvorul ăla s-a deschis în urmă cu 2000 de ani la crucea lui Hristos. Acolo e izvorul, din mâinile lui, din picioarele lui, din coasta lui, din spatele lui. Izvorul sângelui Hristos care curăță orice păcat. Și Biblia spune, dacă ești însetat, dacă ești disperat, și dacă nu mai știi ce să faci, ascultă-mă, nu trebuie să fii calificat, nu trebuie să te lași de păcat, nu trebuie să simți sau să înțelegi, ci să vii așa cum ești, păcătos. De ce? Pentru că e un izvor care tu nu-l ai în tine. Îl are Hristos și El te curăță de orice păcat. Dacă ești aici și spui, dar tu nu știi ce păcate am făcut, nici nu mă interesează ce păcate ai făcut. Nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poată curăți. Singurul păcat care Dumnezeu nu-l iartă este păcatul care nu-l mărturisești. Dar am un Hristos care a stat 6 ore pe cruce. Am un Dumnezeu care a luat toată veșnicia iadului și a acumulat-o în cele 6 ore cât Iisus a stat pe cruce. Și Hristos plătește plata păcatului meu acolo pe cruce, ca eu crezând în El să nu mai gust iadul, ci eu să am viața, pentru că cineva a plătit plata păcatului meu pe cruce, lăudat să fie Domnul. Amin, frați și surori? Ce este în iad? În iad există sete. Lasă-l pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba. Există sete în iad, da sau nu? Și ce a strigat Iisus Hristos pe cruce? Mi-e sete! Mi-e sete! Gustă, Hristos, elementele iadului pe cruce, ca tu să nu mai ai niciodată sete în iad, ci să ai pe Hristos, care este apa vieții, lăudat să fie Domnul Iisus! Ce este în iad? Întunericul de afară. La al patrulea strigăt, Biblia spune că s-a făcut întuneric când Iisus era pe cruce. Gustă Hristos întunericul, ca tu să-L ai pe Iisus Hristos ca lumina lumii, lăudat să fie Domnul. Ce este în iad? Separare totală de Dumnezeu. Și ce a strigat Iisus pe cruce? Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Gustă Hristos aceste sentimente de singurătate, de separare de Tatăl, ca tu să nu mai guști niciodată. Le-a gustat El, că s-a încărcat cu păcatele tale și cu păcatele mele. Și Tatăl și-a întors privirea, spune Biblia, de la Fiul Său, ca eu să am pace, ca eu să am o relație vie cu Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Spuneți-mi, ce ar mai fi putut face Dumnezeu pentru lumea asta? L-a dat pe Iisus Hristos și zice, dacă ți-i sete, indiferent cine ești, dacă ți-i sete, vino așa cum ești. Unde să vii? Vino la crucea lui Hristos. Că pentru păcatele minții tale, Hristos a purtat o coroană de spini pe cap, ca sângele din capul Lui să curețe păcatele minții tale. Pentru că păcatele mâinii tale, Hristos a primit piroane în palme, ca mâinile tale nelegiuite să fie curățate prin sângele lui Iisus Hristos. Pentru picioarele tale murdare care s-au dus unde nu trebuia, umbletele tale, Hristos a primit piroane în picioare, ca umbletele tale să fie curățite prin sângele lui Hristos.
Pentru păcatele trecutului tău, Hristos a primit bice fără număr. Pentru inima ta neagră, a primit o suliță, spune Biblia. O suliță! Ca inima ta să fie curățită prin sângele lui Hristos. Spuneți-mi, există răscumpărare din belșug? Există răscumpărare? Vă vreau mai vocal. Există răscumpărare din belșug? Și Iisus Hristos vine și spune, ți sete? Vino așa cum ești! Am plătit totul pentru tine! Uitați ce zice Biblia în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9. Biblia spune așa, nu știți că țeparii sau nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința asta, nici curvare, nici închinătorii la idoli, nici prea curvare, nici efeminizații, nici sodomiții, next. Nici hoții, nici cei lacom, nici bețivi, nici defăimători, nici hrăpăreții. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și acum ascultați versetul 11. Și așa erați unii din voi care sunteți în biserica din Corint. Dar s-a întâmplat ceva. V-ați întâlnit cu Hristos și ați fost sfințiți și ați fost răscumpărați și ați fost socotiți drepți prin meritele lui Hristos, în numele lui Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Lăudați să fie Domnul! Ți sete, zice Biblia, indiferent că e sodomit, ai inclinații sodomice poate, efeminizat, hoț, prea curvar, țepar, bețiv, mai știu eu ce. Ascultă-mă, tu nu ești prea păcătos ca Iisus să nu te poată ierta. Harul lui Dumnezeu e mai mare decât păcatul tău. Sângele lui Hristos e mai puternic decât trecutul tău. Și este un ultimatum din partea lui Hristos. Dacă ți sete, tu care ești întinat și nedrept, și ți-am spus, fii și mai departe, dar totuși, dacă există ceva acolo care spune, Doamne, ai milă de mine păcătosul, Domnul Iisus te iubește. Domnul Iisus zice, vino însetat. Pentru că nu poți să zici, vino Doamne, mai curând, dacă n-ai făcut primul pas. Și să spui, vino Doamne Iisuse, mai întâi unde? În inima mea. Dar există, să știți, o vrajă pe care diavolul aruncă asupra lumii. Am auzit o întâmplare cu tâlc. Se spune că Satana s-a întâlnit cu drăgușorii lui. Și au zis, mă, cum să ademenim lumea asta să nu-L primească pe Iisus? Unul a zis, o să induc gândul ăsta la toți că nu există Dumnezeu. Și Satana a zis, nici vorbă de așa ceva. Pentru că Dumnezeu a creat în inima omului gândul veșniciei. Omul oricum știe, prin creație știe că există Dumnezeu. Alții au zis, o să îi induc în eroare faptul că o să le spun că nu există iad. Satan a zis, nu. Oamenii știu în inima lor că există o zi de judecat. Nu o să-i poți sfenta. Și unul a venit și a zis, auzi, stăpâne, eu o să le spun că vine Domnul, dar este timp destul. E timp destul. Și Satana când a auzit lucrul ăsta a zis, excelentă idee, du-te și mulți vor fi ai mei. Da, sigur, vine Domnul, da, cum să nu... Dar este timp destul, trebuie chiar așa să te pregătești. Este timp destul. Este timp destul, frați și surori. S-a cununat cineva cu viața și cu sănătatea? 160.000 de oameni mor în fiecare zi. 160.000 de oameni. Și tu ești în această seară aici, prin harul Dumnezeu în picioare. Și Biblia spune, azi dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Eclesiastul 11:3 Biblia spune că sufletul omului este ca un copac. Fie că acel copac cade spre miază zi, fie că acel copac cade spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Asta înseamnă următorul lucru. Dacă mori în Hristos, al lui Hristos ești pentru totdeauna. Dacă mori în păcatele tale, acelui rău ești pentru totdeauna. Și nu se mai poate face nimic. Ai plecat de pe acest pământ. Cum ți-ai așternut? Așa dor. Întreabă-te în seara asta. Poate ești prunc de pocăiș și ești în casa lui Dumnezeu. Dar casa lui Dumnezeu nu e în tine. Poate ești chiar botezat în apă, dar tu n-ai avut acea naștere din nou reală. Ești ca un bibelou pe din afară aras frumos, dar înăuntru ești gol. Nu l-ai pe Hristos. N-ai apetit pentru Hristos. Nu iubești ce iubește Hristos, nu urăști ce urăște Hristos, nu te doare când păcătuiești. Ascultă-mă, dacă mor la noaptea asta, întreabă-te, unde mergi? Că în locul în care caz, acolo rămâi. Dacă ești nemântuit în seara asta,
Te rog să-ți deschizi inima spre Iisus Hristos, să spui, Doamne Iisuse, intră în inima mea. Doamne, Tu știi bubele mele de sub braț, din talpă care nu le știe nimeni, Doamne. Și Te-ai spus că nimic spurcat nu va intra acolo, Doamne. Îmbracă-mă în meritele lui Hristos, Doamne. Îmbracă-mă în neprihănirea lui Hristos, Doamne. Cred, Doamne, că Iisus a murit pentru mine și sângele Lui mă curăță de orice păcat. Și mă pocăiesc de păcatele mele. Sunt setat, îs disperat. Ajută-mă să mă pocăiesc astăzi, Doamne. Amin, frați și surori? Ideea că mai este timp este o înșelăciune din partea diavolului. Pentru că atunci când vei ajunge în iad, Doamne feri, ascultă ce spun. În iad nu te mai poți pocăi. Uitați că bogatul când a ajuns în iad, n-a zis, părinte, ai milă de mine păcătosul. No, în iad nu mai există cuvinte de, Doamne iartă-mă, nu mai poți să le zici. Și o să vă spun de ce. Bogatul a zis, părinte, ai milă că-și grozav mă chinuiesc. Dar n-a putut să spună, ai milă de mine păcătosul. În iad nu mai există pocăință, nu te mai poți pocăi. De ce? Pentru că în iad nu există Duhul Sfânt. Cine te convinge pe tine de păcatele tale? Cine? Zice sare. Duhul Sfânt. Și dacă Duhul Sfânt nu-i în iad, se mai pot pocăi oamenii vreodată? Mai poate omul să spună, ai milă de mine păcătosul, Iisuse, ai milă de mine. Nu, de ce? Pentru că nu-i prezența Duhului Sfânt. Și pentru că nu-i prezența Duhului Sfânt, ce fac oamenii în iad? Îl înjură continuu, blasfemează pe Dumnezeu în chinurile alea continuu. Și cum vine pedeapsa? Continuă. Și cât ține asta? Veșnic. De-aia este, iadul este o necesitate logică din partea lui Dumnezeu pentru niște creaturi rebele care toată viața și toată veșnicia îl vor blasfemia pe Dumnezeu. De aceea har că în seara asta ești aici și Duhul Sfânt e pe pământ și e aici în biserică. Și ce să faci? Să-ți deschizi inima, să spui, Doamne Iisuse, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, mi-e sete după Tine. Tu știi ce am făcut, Doamne. Dar, Doamne, cred în izvorul care s-a deschis la Golgota. Fie sângele Tău să mă curețe de orice păcat. Lăudați să fie Domnul. Amin, frați și surori? Un predicator a ținut așa o predică despre a doua venire a Domnului. Și a zis că Domnul poate să vină oricând și să fim gata. O fetiță s-a dus acasă și a zis, mami, e adevărat că Domnul poate să vină oricând? Și mami a zis, da. A poate Domnul să vină peste o lună? Da. Dar poate Domnul să vină peste o săptămână? Și maică s-a disperat, zice, da. Dar poate Domnul să vină peste o zi? Da, zice. Dar poate Domnul să vină peste o oră? Da. Mami, dacă te rog, îmi faci, te rog, părul, că vreau să fiu frumoasă dacă Domnul vine. Ați înțeles ideea? Că noi trebuie să fim gata, pentru că nu știm când va veni Fiul Omului. El va veni cum? Ca un hoț noaptea. Și Domnul te vrea să fii găsit frumos, frumoasă, cu inima cum? Curată pentru El. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Frați și surori, dacă noi am crede că Domnul poate să vină oricând, realmente să credem. Dacă ai crede că Domnul... Deci chiar să crezi ce zici cu gura, că Domnul poate să vină mâine, spune-mi. Dacă ai ști că Domnul vine mâine, spune-mi. Așa că în seara asta după predică, ai pune mâna pe telefon și ai zice, frate, știi că pe mine mă ispiti necuratul, te rog iartă-mă. Așa ce rapid să-i faci relațiile tot. Frate, știi datoria aia că m-am făcut că am uitat, știi, eu mi-am luat merțanul ăla, dar de fapt eu aveam bani și mâine vine Domnul, trebuie să mă găsească curat, nu? Dacă noi am crede realmente că Domnul poate să vină oricând, realmente în inima noastră, credeți-mă că n-am stat în duh de neiertare, n-am stat cu sacul de ciment în spate, dar pentru că mai este timp, vine Domnul. De asta venim la biserică de multe ori cu o bilă de aia neagră de fier, o tragem după noi. În loc să spui, Doamne, vreau să fiu liber, că vii la noapte, că vii peste 20 de ani de zile, vreau să te slujesc la maximul meu de potențial, lăudat și onorat să fie Domnul. Amin? Versetul 17 zice, și Duhul și Mireasa zic, vină. De ce își dorește așa de mult Duhul să vină? Că nu numai Mireasa, în primul rând cine strigă? Duhul. Duhul e primul care strigă. Duhul strigă, vină, Doamne, mai curând. De ce își dorește Duhul Sfânt atât de mult să vină Iisus Hristos? Și vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Duhul Sfânt își dorește să vină Iisus Hristos
Pentru că timp de 2000 de ani, lumea asta l-a bajocorit și s-a împotrivit lucrării Duhului Sfânt, l-a blasfemiat, l-a stins pe Duhul Sfânt. O generație care deci Biblia, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Înainte de potop, Domnul Dumnezeu a zis, Duhul meu nu va lupta pururea pentru om. Nu va lupta pururea pentru om. S-a chinuit Duhul Sfânt cu cei 2,5 milioane de oameni în pustie. 40 de ani de zile s-au împotrivit Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. E ca și când Duhul Sfânt zice, Doamne, în lupta asta de a convinge pe oameni de păcatele lor, în lupta asta de a convinge că au nevoie de Tine ca Mântuitor, Doamne, vino și scoate-mă din bătălia asta, prea mult, prea mult m-au bajocorit, prea mult m-au respins, prea mult m-au blasfemiat. Doamne Iisuse, vino și scoate-mă din bătălia asta și pe mine. Am obosit, pun în ghilimele, am obosit și eu, prea mult ocar am luat. Vino, Doamne, să fiu și eu împreună cu Tine pentru totdeauna, pentru restul vieții. Duhul Sfânt își dorește să vină Fiul. De ce? Pentru că prea mult oamenii ce au făcut au respins lucrarea și convingerea Duhului Sfânt. Seara asta poate ești aici și Domnul a bătut la ușa inimii tale de atâtea ori și ai respins acea voce, acel susur blând a Duhului Sfânt. Ce să faci astăzi să spui, Doamne, mulțumesc încă Duhul Sfânt n-a plecat, Doamne, și încă îmi vorbește. Doamne, Duhule Sfânt, primesc, Doamne, prezența Ta. Duhule Sfânt, primesc convingerea care mi-o dai că am nevoie de Hristos și mă pocăiesc, lăudat să fie Domnul. Amin? De ce își mai dorește Duhul Sfânt să vină Iisus? Pentru că cea mai mare dorință a Duhului Sfânt este ca Iisus să fie glorificat. Vino, Doamne, mai curând! Pentru că în urmă cu 2000 de ani de zile ai venit în smerenie la Betleem și oamenii te-au îmbrăcat în rușine pe cruce. Vino, Doamne, să-ți primești gloria și slava! Vino să vii pe nor de slavă cu trâmbița lui Dumnezeu! Să vadă lumea cine ești Tu cu adevărat! Duhul Sfânt vrea Hristos să fie înălțat! Vino, Doamne, mai curând, să vadă toți puterea Ta și gloria Ta, vrășmașii să rămână de rușine și orice ochi să vadă cât ești Tu de măreț, Doamne. O, lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Dar Biblia spune și mireasa zice, vino, Doamne, mai curând. Și mireasa își dorește. De ce își dorește mireasa să vină? Știți de ce? Și mireasa a obosit în lupta împotriva păcatului. Luptăm împotriva păcatului. Și mireasa zice, vină, Doamne, scoate-mă din prezența asta păcatului și du-mă în prezența Ta, Doamne, unde nu există păcat, unde-i pace, unde-i bucurie, slăvit să fie Domnul. Mireasa își dorește să vină Domnul, de ce? Capul celui rău să fie distrus total. Da, eu îmi doresc ca Satana să fie distrus total. Îmi doresc să se împlinească ce zice Apocalipsa 20. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Da, vreau victoria finală a lui Hristos. Și diavolul care a chinuit atâția oameni și atâtea destine și atâta rău cât a făcut în lumea asta. Da, îmi doresc să-L văd pe Hristos victorios și să-L văd pe Satana chinuit acolo. Da, îmi doresc Hristos să fie înălțat pe deplin, lăudat să fie Domnul. Amin? Și mai doresc să vină Hristos. Nu numai pentru că luptăm și obosim în lupta păcatului. Nu numai ca Satana să fie învins total, ziua finală a lui. Dar mai doresc să vină Domnul, pentru că vine cu răsplata. Amin? Iată, eu vin repede. Asta sună limba greacă. Iată, eu vin repede și răsplata mea este cu mine. Ca să dau fiecăruia după și vă rog să mă ascultați. Mântuirea este prin credință. Dar răsplata nu-i prin credință. Răsplata-i după faptă. Asta înseamnă că în ceruri nu vom fi toți la fel de bucuroși. I'm sorry. Păi o să fie, sigur că o să fie bucurie, dar nu vom avea toți aceeași intensitate. Și Biblia spune așa, unii vor străluci ca soarele în împărăția lui Dumnezeu, alții ca luna, iar alții ca stelele. Unii vor lua în primire 10 cetăți, 5 cetăți, o cetate, altul mântuit ca prin foc, s-a închis ușa raiului după el, nota 5. Adică, frate și soră, Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Da, mântuirea este prin credință în jertfa lui Hristos, dar răsplata nu-i prin credință. Răsplata este după cât de mult ai trudit pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. De aceea Pavel spune așa, învață să fie cei din tâi în fapte bune și să avem o răsplată de plină, zice Petru. Auzi? Că poți să ai o răsplată nedeplină. Luptă-te să ai o răsplată deplină. Dumnezeu îi drept, frați și surori. Și Dumnezeu să știe că în ceruri nu ne va da la toți bucurie la fel. Ne va da răsplată. Cum?
Răsplata va fi după fapt. Adică te-a dus Domnul pe tine în Madrid, foarte bine, o duci bine. Bun, slavă Domnului. Și altul stă 20 de ani de zile prin Africa și se luptă cu malaria. Și vrea să câștige suflete pentru Dumnezeu și își pune banii, sănătatea, familia, totul la bătaie pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Și tu, fai mersi, stai aici. Nu e niciun păcat, că nu ne cheamă Dumnezeu pe toți să mergem în Africa. Nu mă înțelegeți greșit. Dar, frate, păi dacă nu mergi tu în Africa și nu te cobori tu în groapa aia ca să salvezi pe omul care e pierdut, bă, măcar ține sfoara la ăla care merge. Susține financiar. Fă ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. O, când e vorba de tocurile tale, dai 300 de euro, când e vorba de rochia, domne, când e vorba de noi, la maxim, ia de aici, ia de aici. Când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, cum? Îmi bagi mâna în buzunar? Ascultă-mă, răsplata nu este după credință, ci este după faptă. Puneți banii tăi, talentele tale, darurile care ți le-a dat Dumnezeu, pune-le la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că vine ziua răsplătirii. Lăudați să fie Domnul, amin? Reinhard Bonnke a avut un frate de vreo 70 de ani de zile care s-a dus cu el în Africa ani de zile. Și Bonnke l-a luat deoparte și a zis, nu te înțeleg, zice. Nu te înțeleg. Știu că ai o pensie babană, ai bani deoparte la greu și tu vii pe banii tăi aici, la hotel pe banii tăi. Vii și descarci boxe, aranjezi scaune, am mult la 70 de ani de zile. Și de ani de zile faci totul aici pentru lucrarea asta, Christ for all nations, Hristos pentru toate națiunile. Tu poți să mergi să faci în conjurul lumii de câteva ori pe an cu nevastă ta. Ai nepoți deosebit. De ce nu stai în Germania? Și ascultați ce a zis fratele ăsta de 70 de ani. Am jurat înaintea lui Dumnezeu că nu vreau să-mi sfârșesc viața în fața unui ecran, ci vreau să mor cu motoarele pornite pentru Hristos. Vreau la sfârșitul vieții mele să dau tot ce am mai bun pentru Dumnezeu. Frate și soră, indiferent câți ani ai, luptă-te cu lenea spirituală, luptă-te cu confortul și spune, Doamne, vreau să pun totul. De ce? Pentru că vine ziua răsplătirii. Crezi lucrul ăsta? O bunicuță l-a chemat pe un păstor și a zis, frate păstor, timpul meu e aproape, plec din lumea asta. Și aș vrea ca la mormântarea mea, aș vrea să-mi împlinești trei dorințe. Aș vrea ca la mormântarea mea, când voi fi acolo în sicriu, să spui oamenilor, când să spui corului, să cânte cântarea aia, care ori de câte ori am auzit-o, Domnul mi-a mângâiat inima. Și păstorul a zis, bine bunicuțo. Aș vrea ca la mormântarea mea, spunea bunicuța aceea, să spui bisericii versetul prin care eu m-am întors la Dumnezeu. N-am auzit mari predici, dar când am auzit versetul ăla, mi-a străpuns inima și m-am predat lui Isus. Și păstorul s-a uitat la ea și a zis, bine bunicuțo, dar mai am o dorință, a zis. Aș vrea ca la mormântarea mea, când voi fi în sicriu, aș vrea să îmi pui o furculiță în mână, acolo în timp ce sunt sicriu. Și păstorul s-a uitat la ea și a zis, furculiță în mână. Da, să-mi pui o furculiță în mână. Și să spui fraților, surorilor și toți care vor participa la mormântarea mea următorul lucru. Că noi eram 10 copii la mama și la tată și ne-a fost foarte greu. Toată săptămâna fiecare mergea la parcela lui de lucru. Unul mergea cu oile, altul mergea la arat, altul acasă cu gospodăria. Fiecare avea ce să facă într-o săptămână. Dar venea ziua de duminică. Când mama ne aduna pe toți în jurul mesei și ne dădea felul 1 și ne dădea felul 2. Și dacă mama spunea, copilaș, păstrați furculița, știam că vine cei mai buni, desertul, vine prăjitura. Și spune fraților de acolo că așa e și viața noastră. Ca o săptămână de lucru și trebuie să ne trudim la maxim pentru Iisus Hristos. Dar vine ziua aceea minunată. Vine desertul. Vine ziua aceea când El va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Boală nu va mai fi. Moarte nu va mai fi. Vine ziua răsplătirii. Să lucreze pentru Hristos. De ce? Pentru că cei mai buni abia după aceea se arată. Și anume, răsplătirea din partea lui Dumnezeu. Frate și soră, luptă, nu numai pentru credință, luptă să ai o răsplată de plină. Să nu-ți arate Dumnezeu cumva pe un PowerPoint acolo în ceruri ce putea să facă din tine dacă tu l-ascultai din toată inima ta. Să-ți arată ce daruri, ce cadouri spirituale, cum te putea folosi. Să spună Dumnezeu, uite cum am vrut să te folosesc. Dar tu n-ai vrut numai să greblezi, n-am putut. Și să-ți dai seama de fapt ce frumos e Hristos, ce persoană iubibilă, ce persoană
plină de dragoste este Iisus Hristos. Și tu n-ai avut timp pentru El. Sunt comentatori biblici care spun că El va șterge orice lacrimă din ochii noștri, în sensul acelei lacrimi de regret, când îți va arăta Dumnezeu ce puteai să fii și tu n-ai făcut. Și va fi plânsul acolo, va fi un plâns. Da, Domnul va șterge lacrima, dar ascultă, răsplata noastră este. Nu plata, ci răsplata este după fapte. Mă rog ca Domnul să ne ajute să fim cei din tâi în fapte bune, lăudați să fie Domnul. Amin? Așa că în seara asta, indiferent cine ești, indiferent de păcatele tale, ce să faci? Să vii la Iisus. Să vii să spui, îți disperat, îți însetat, Doamne, Doamne, mântuiește-mă, Doamne. Înțeleg că nu trebuie să fiu calificat, să simt, să înțeleg, dar vin, Doamne, și te rog, ai milă de mine, păcătosul. Pentru biserică, sfințește-te. Pentru cei nepocăiți, ți sete, vino să primești mântuirea prin rănile Domnului nostru Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Un mare predicator a fost invitat să predice la Regina Victoria la palat. Și omul acesta a vorbit despre a doua venire a Domnului. Și când a auzit împărăteasa Victoria despre a doua venire a Domnului, a zis, mai vreau să vii și mâine, să continui să-mi vorbești despre a doua venire a Domnului. Și predicatorul a venit și a predicat mai cu foc despre a doua venire a Domnului. Și dintr-o dată împărăteasa Victoria a început să plângă. Și predicatorul s-a uitat la ea și a zis, maestate, de ce plângi? Și a spus așa, mi-aș dori să vină Domnul în timpul vieții mele. Dar de ce, maestate? Mi-aș dori să vină Domnul în timpul vieții mele, ca să iau coroana mea de aur și să o pun la picioarele lui Hristos. Să spun, Doamne, îți dau împărăția mea, îți dau viața mea și mă plec cu totul înaintea Ta. Tu ești împăratul împăraților. Tu ești Domnul domnilor. Seara asta poate ești aici, n-ai o coroană, n-ai o țară să-i dai lui Iisus. N-ai ce au avut alții, dar ai o inimă. Și să vii cu inima ta, să spui, Doamne, Ție mă predau. Cu ființa mea întreagă, Ție mă predau, Doamne. Curăță-mă Tu, Doamne. Smulge orice buruiană amară din inima mea, Doamne. Și vreau, Doamne, să fiu sănătos în credință. Și vreau să am acest scâncet. Vino, Doamne, mai curând. Vreau să am acest strigăt al Duhului. Vreau să am strigătul unei mirese sănătoase. Vino, Doamne, Tu ești iubirea mea. Tu mi-ai impactat viața. Ochii mei vreau să Te vadă. Îți imaginezi, frate, soră, pe cel pe care L-ai lăudat toată viața, cântați extraordinar, cel căruia Te-ai rugat ani de zile, dintr-o dată, ochii Tăi să-L vadă. Îți dorești să vină Domnul? Acest eveniment cataclismic, nu cum spun unii, că a doua venire a Domnului e când Îl primești pe Iisus. A venit la Betleem și a doua oară când a intrat în inima ta. Fals. Alții spun a doua venire a Domnului când mori. A venit la Betleem și a doua venire când îți ia sufletul după ce ai murit. Fals, nu. A doua venire a Domnului este un eveniment cataclismic, vizibil, glorios. Hristos vine pe norii cerului cu trâmbița lui Dumnezeu, cu glasul unui arhanghel. Și Biblia spune și Duhul și Mireasa zic, vino, Doamne! Vino să-ți vadă lumea gloria și slava! Că acum nu mai vii să mor la cruce. Acum vii să-ți iei mireasa la tine acasă, lăudat să fie Domnul. Seara asta aș vrea să ne rugăm și haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să ne rugăm. Și să ne rugăm până când simțim că ne rugăm. Și dacă ești în seara asta nemântuit și nu l-ai pe Domnul Iisus Hristos în inima ta și ești însetat și ești cu lanțuri spiritual vorbind, să vii la Iisus Hristos așa, însetat cum ești, să vii la crucea lui Hristos să spui, Doamne, eu nu mă pot mântui, Doamne. Doamne, Tu ești Mântuitorul, mântuiește-mă Tu, Doamne. Vino în inima mea, Doamne. Și dacă ești mântuit aici, Biblia are și pentru tine un cuvânt. Cine e sfânt, ce să facă? Să se sfințească. Sfințește-te. Luptă-te să ai o răsplată de plină. Și ne rugăm ca în seara asta, în rugăciunea asta, să plouă cu mântuire. Amin. Dumnezeu să mântuie pruncii de pocăiți care sunt nepocăiți. Amin. Dumnezeu să mântuiască viețile noastre. Și să nu obosim în facerea binelui și în lupta împotriva păcatului, ca să primim o răsplată de plină a lui Iisus, care singur este înțelept, să fie toată slava și cinstea de acum și până în veci.